Bună seara! Astăzi o să vorbim despre un termen foarte folosit în anestezie și anume compatibilitatea. De ce am ales compatibilitatea? Pentru că această compatibilitate ne privește pe toți, privește toată viața noastră și până la urmă, bunul mers al vieții noastre se bazează foarte mult pe această compatibilitate. Ce este această compatibilitate? Compatibilitatea între două sisteme, indiferent că sunt vii sau nevii, se definește ca fiind capacitatea ca însușirile acestor sisteme să fie asemănătoare. Deci, cu cât ele sunt mai asemănătoare, cu atât sunt mai compatibile. De ce e importantă compatibilitatea asta? Pentru că asta ne face să ne simțim, de exemplu, bine sau nu într-un lucru, într-o relație, într-o meserie, deci într-o profesie, într-o țară, într-un loc, într-o casă. Și o să mă axez pe întrebările pe care le am și o să dezvolt măsura în care mie mi se va părea important să exemplific. Relativ la ce se poate măsura această compatibilitate. Această compatibilitate se poate măsura relativ la orice. Pot să fiu compatibil sau nu cu o mâncare, pot să fiu compatibil sau nu cu o saltea, pot să fiu compatibil sau nu cu un job, pot să fiu compatibil sau nu cu o persoană, pot să fiu compatibil sau nu cu un animal de companie, pot să fiu compatibil sau nu cu, eu știu, cu o casă, o școală, un sport, un obiect, un medicament, etc. Cum se măsoară această compatibilitate? Domnule, să știți că această compatibilitate foarte mulți oameni o simt. Oamenii simt dacă sunt compatibili sau nu cu o altă persoană. Adică dacă ești compatibil cu o persoană, vine că te înțelegi bine. Dacă sunt compatibili sau nu cu un loc, cu un job sau cu altceva. Măsurarea se face fie la distezii prin ANSA, ANSA din info energetică, fie pur și simplu cu pendul. Adică iau un obiect, zicem, am un par cu usul, iau o verghetă, o leg de oață, o pun între mine și sub. Dacă vergheta mea începe să penduleze între mine și sub, evident sunt compatibil cu el. Dacă se mișcă între mine și sub, nu sunt compatibil cu această băutură. Evident, compatibilitatea se poate măsura și între oameni. Două fotografii. Același lucru, pendulul. Și între mine și un medicament sau între mine și un supliment nutritiv. Deci, oricum se poate măsura. La ce nivel se pot măsura compatibilitățile între doi oameni, se referă aici? Păi, oamenii au diverse structuri. Fizic, biosic, deci informațional, noesic, adică suflet. Evident că există și compatibilitatea de la nivel de sine. Nu prea se vorbește de asta în anestezie. Dar există și compatibilitatea la nivel de sine. Pentru că doi oameni pot să fie la nivelurile astea compatibili, pentru că așa este karma, misiunea lor personală. Sau pot să fie incompatibil la nivel de sine. Și o să vedeți bine, și cum se pot căsători doi oameni care sunt incompatibili la nivel de sine. Foarte simplu. Există misiuni personale și există karma. Deci există plăți. Și atunci doi oameni se căsătoresc chiar dacă sunt incompatibili, pentru că asta este o formă de plată karmică. Deci, între doi oameni se măsoară la nivel fizic, la nivel biosic, deci de gândire, la nivel noesic, adică de suflet. Și la nivel profund, la nivel de sine. Se poate măsura compatibilitatea cu o religie? Absolut da. Poți să fii compatibil cu o religie sau cu alta, poți să fii compatibil cu o evoluție spirituală sau cu alta. Fiecare om este compatibil cu o anumită cale spirituală. Evident, fiecare om este unic și atunci fiecare are calea lui care se apropie mai mult sau mai puțin de o religie sau de, eu știu, un crez. Sunt întrebat dacă eu sunt compatibil cu ortodoxia. Eu sunt ortodox,
compatibil cu Ortodoxia, dar nu cu Ortodoxia asta care este, cum să spun eu, acum dogmatică. Adică, sincer, eu, ca fond, sunt mai aproape de puznici. Puznicii n-au sărbători, puznicii n-au... la puznici fiecare zi este aceeași. Eu nu cred în luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Eu cred într-o duminică, în fiecare zi a vieții tale. Și asta nu pentru că în duminică te odihnești, ci pentru că eu cred în relația personală cu Dumnezeu în fiecare zi a vieții tale. Nu cred că trebuie să aducem aminte de Dumnezeu doar duminica. În altul ori de idei, respectarea Maicii, Mântuitorului, cred că trebuie făcut tot așa în fiecare zi. Nu trebuie să țin neapărat post de Sfântă Mărie sau post de Paști sau post de Crăciun. Eu cred mai degrabă în postul puznicilor, în ajunare sau eu știu, în a mânca atunci când e bine și a nu mânca atunci când nu e bine. Deci, din punctul ăsta de vedere, mie îmi plac lucrurile foarte simple. Pentru că pe mine lucrurile complicate, cum e Ortodoxia, când îmi trebuie mai întâi să învăț ritualul și mai știu eu ce ca să fiu Ortodox, mă sperie. Și mă obosește. Eu sunt mult mai simplu. Pentru urmare, pentru mine, adevăr, nu poate să fie decât unul simplu, și inclusiv o manifestare. Eu nu-L văd pe Iisus Hristos, cum să vă zic eu, fiind tributar unor dogme. Da? Exemplu. Este întrebat la un moment dat de ce nu mănâncă ucenicilui, de ce nu postesc ucenicilui. Și a zis, oare se cade ca atâta timp cât este mirele să țină post? Și asta este un adevăr. Cred că trebuie să ții post atunci când trebuie, trebuie să faci ceea ce trebuie în momentul în care trebuie. Și asta nu are legătură cu niciun ritual, cu nicio dogmă. Se poate măsura compatibilitatea relativ la Sfinți și entități? Absolut, da. Deci fiecare om este compatibil cu un anumit Sfânt. Fiecare om este compatibil cu... unii sunt mai compatibili cu Dumnezeu Tatăl, alții sunt mai compatibili cu Maica. Alții sunt mai compatibili cu Mântuitorul. Chiar dacă sunt în treime, fiecare poate să fie la un moment dat compatibil mai mult cu unul dintre principiile divine. Deci nu neapărat cu Dumnezeu bun. Se poate măsura compatibilitatea sexuală? Absolut, da. Deci poți să afli compatibilitatea sexuală înainte ca să fii cu o persoană. Și, până la urmă, asta te ferește de foarte multe neajunsuri. Pentru că această compatibilitate sexuală nu se schimbă în timp. Poate cel mult scădea, dar nu se poate îmbunătăți. Se poate măsura, de asemenea, compatibilitatea relativ la o școală, grădiniță, profesor, limbi străine. Este limbi străine, absolut da. Deci fiecare om are niște potențiale divine. Potențialele astea divine sunt compatibile sau nu cu o școală, cu energia școlii, cu energia colegilor, cu energia clasei, cu energia celor care sunt, să spun eu, sunt profesori acolo. Și atunci, automat, dacă un copil este incompatibil cu o școală, degeaba îl dai acolo, pentru că nu va face față și nu se va simți bine și automat va face scandal. Părinții, în general, simt nevoia să își ducă copiii la școli particulare. Asta în condiția în care, cum să vă zic eu, există un alt nivel. Există un nivel energetic la școlile de stat, există un nivel energetic la școlile particulare. Evident, nu toți rezonează și ar trebui să fie dați, inclusiv la școlile particulare, pentru că e alt tip vibrațional, alt tip de educație. Sunt copii care vor să trăiască, eu știu, în școlile de stat, unde efectiv se simt mai bine. E altă vibrație. În ceea ce privește compatibilitatea unei persoane cu un loc, spațiu, cartier, oraș sau țară. E foarte important. Compatibilitatea mea cu o casă îmi dă stare de sănătate. Dacă nu sunt compatibil cu o casă, la un moment dat o să mă îmbolnăvesc. Dacă eu nu sunt compatibil cu, să zicem, sunt oameni care pot să stea într-o casă pe pământ, sunt oameni care nu pot să stea într-o casă pe pământ. Gândiți-vă că un om, în funcție de etajul la care stă, este mai îndepărtat de pământ și între el se interpun câmpurile altor oameni.
Deci, automat, sunt oameni care sunt compatibili cu locuitul la bloc, sunt oameni care sunt compatibili cu locuitul într-o casă pe pământ. Deci, automat, până și asta trebuie măsurat, dacă ești sau nu compatibil cu așa ceva. Pentru că, indiferent cum, chiar dacă ți îți place ideea, nu te vei putea simți bine într-o casă pe pământ dacă tu ești compatibil cu o casă la bloc la etajul 10. Asta se referă inclusiv la cartier. Fiecare cartier se află pe o, pe o zonă geo-energetică, ca să-i spun ceva. Unele sunt geopatogene, unele sunt negative, dar până și pe zonele negative pot să trăiască oameni care, ca vibrație, sunt joși. Sunt de joasă vibrație. Deci ei rezonează cu vibrația joasă. Asta nu înseamnă că dacă un loc este de vibrație joasă, acolo e incompatibil cu viața. Nu. Acolo se duc cu oamenii care se rezonează cu zona respectivă. Dar asta nu înseamnă că toți oamenii se pot, pot să trăiască sau să se nască într-o anumită zonă geografică. Fiecare om se naște acolo unde poate să se nască el, din punct de vedere energetic. Și atunci de asta este foarte important locul nașterii. Pentru că locul nașterii îți dă date despre tine, în funcție de energia care este în locul respectiv. Apropo de compatibilitate relativ la o țară, sunt oameni care vor să plece afară, da? Vor să plece să aibă, să mai câștige un ban. Și aleg diverse țări. Anglia, Germania, Franța. Dom'le, dacă nu ești compatibil cu locul respectiv, dacă nu ești compatibil cu poporul respectiv, cu limba respectivă, n-ai nicio șansă să te adaptezi. Adaptarea vine din compatibilitate. Dacă tu ești incompatibil cu cultura unei țări, cu energia unei țări, cu mâncarea unei țări, cu apa unei țări, n-ai cum să te adaptezi țării respective. Și atunci se măsoară foarte clar. Ești compatibil sau nu cu Anglia. Degeaba ești la 70%, poți să pleci, că nu o să te simți niciodată bine în Anglia. Compatibilitățile bune încep dincolo de 81. Sunt bune și dincolo de spre 9, peste 91, sunt foarte bune. Deci, automat, se verifică compatibilitatea ta cu țara în care vrei să te duci. Și în excursie. Și în, cum să vă zic eu, și să vizitezi, și să te odihnești. Tu trebuie să fii compatibil cu locul respectiv. Dacă nu ești compatibil cu locul respectiv, n-ai nicio șansă să te simți bine. Și n-ai nicio șansă să îți faci prietenie acolo, n-ai nicio șansă să, să spun eu, să realizezi ceva. Pentru că incompatibilitatea înseamnă că energia locului respectiv, energia țării respective, îmi stă împotrivă. Deci dacă mă duc în Anglia și energia țării respective stă împotrivă, e clar că nu găsesc nici de muncă, nu-mi place nici mâncarea, nu-mi plac nici femeile, nu-mi place nici băutura, nu-mi place nimic. Nu mă mulțumește nimic. Și atunci o să plec. Și atunci, de ce să mai duc în Anglia când pot să mă zic, Doamne, sunt compatibil sau nu cu Anglia? Degeaba. Te duci dacă ești incompatibil. Sau cu alte țări. Sunt întrebat, apropo de copii, ce sporturi să fac. Doamne, sau ce profesii să învață. Se poate măsura compatibilitatea unui copil cu un anumit tip de sport. E clar că unii pot să meargă către balet, alții către arte marțiale, alții către basket, alții către fotbal. Dar de performanță, ca să fie foarte bun, trebuie să ai o compatibilitate peste 90. Se măsoară în procente, da? 100 fiind când toate energiile care sunt îndreptate către acel lucru. Deci dacă eu vreau să am un sportiv de performanță bun, el trebuie să aibă compatibilitate cu sportul ăsta peste 95%. Compatibilitatea asta intră și corpul, și psihicul, și toate structurile tale care converg. Deci compatibilitatea mea cu sportul înseamnă că gândirea mea, energiile mele, fizicul meu, sufletul meu, converge către a face performanță 100% din acel sport. Deci, degeaba vrea tatăl să facă din băiat, eu știu, boxer profesionist, dacă el este incompatibil cu acest sport. N-ai. Principiul, nu poți să faci din rahat bici să mai și pocnească, este cât se poate de elocvent în această compatibilitate. Ești compatibil sau nu cu un lucru. Mie, de exemplu, la un moment dat, mi-am măsurat un anestezist, pe vremea eram medic într-un liceu particular, și mi-a zis, tu ești compatibil cu terapia. Eu, terapie. Eu plec în legiunea străină. Și arătă-mă să fac terapie. Și nu este cel mai bun lucru pe care aș putea să-l fac. Dar este unul dintre lucrurile pe care pot să le fac bine. Da?
măsura în care știm și putem. Și atunci e foarte importantă această companie. În momentul în care o măsori, să măsoară compania, de fapt îți spune că structurile, informațiile de la nivelul tău interior, te duc către acel lucru mai devreme sau mai târziu, totuși către acel lucru. Nu înseamnă că trebuie să faci neapărat. Nu. Potențialele respective poți să le folosești și în alt fel. Nu neapărat să-l faci. Dar tot se va găsi o cale să le folosești. Compatibilitatea cu medicamente. Dom'le, în medicină să știți că sunt... Eu m-am mulți. Eu am avut niște profesori foarte înțelepți unii dintre ei. Și aveam un profesor de... de cardiologie, deci de boli de inimă, care spunea, dom'le, să știți că... medicația pentru inimă sunt vreo 4 scheme. Da? E, dacă ai... nu nimerești din prima una de cele mai multe. Deci, astea de 4 scheme se potrivească. Și unul dintre studenți a întrebat bine și zice, dacă ai încercat cu toate 4 și niciuna nu merge, zice, o iei de la început. Cu prima. Deci, cam asta este. Problema este de compatibilitate. Nu toți oamenii sunt compatibili cu toate tipurile de medicamente. Da? Și degeaba e. Se dau scheme de medicamente care, teoretic, trebuie să fie complementare. Adică să se... să se potențeze reciproc și, în realitate, omul respectiv nu mai reacționează la unul dintre medicamente și nu e utilă schema respectivă. Bun. Există posibilitatea să măsori compatibilitatea cu alimentele. Vreau să spun că compatibilitatea asta cu alimentele se schimbă cu vârsta. Deci, până la un moment, ești compatibil cu anumite tipuri de alimente. De la o anumită vârstă încep să apară alte alimente, nevoie de alte alimente în alimentația ta. Și tot așa. Deci această compatibilitate este în funcție de nevoile organismului în evoluția ta. Deci organismul ăsta are nevoie de anumite lucruri. Ei, pe măsură ce trăiești și crești ca și vârstă, automat o să se schimbă inclusiv această compatibilitate cu alimentele. De fapt, în medicină se recunoaște. Știți că se spune, dom'le, dacă ai nu știu ce bol de stomac, nu ai voie să mănânci varză murată sau fasole. Sunt oameni care nu au nicio treabă cu varză murată sau cu fasole dacă au probleme de stomac. Da? Sau și au probleme cu tot alte lucruri. Aici se verifică compatibilitatea cu alimentul respectiv. Bun. O să vorbim cu... există această măsurare a compatibilității inclusiv în business, în afaceri. Dacă... să zicem, este un spațiu. Și în spațiul respectiv se deschide o bancă. Motivul pentru care se poate întâmpla că această bancă să nu funcționeze este compatibilitatea activității în sine cu energia de sub pământ, energia telurică. La chineză există dragonul locului, se spune. Această dragon al locului sau energia spațiului respectiv este compatibilă sau nu cu o anumită activitate. Entitatea locului respectiv îi place sau nu îi place cum se cheamă, activitatea pe care se desfășoară deasupra lui. Că dacă e un dragon care îi place să mănânce și nu-i fac banii, automat banca aia nu are nicio șansă să funcționeze. Și atunci se măsoară compatibilitatea locului cu activitatea. Ai un spațiu, se măsoară. E compatibil cu restaurant, cu aia, cu aia. Și ca, mă rog, ca anecdotă, la un moment dat m-a chemat cineva să măsoară că nu-i mergea o cafenea. Și mă duc și tot zic, cafeneaua asta nu e compatibilă cu locul ăsta sub nicio formă. Păi zice, ce să fac? Zic, păi zic, și încep, mă rog, m-a lăsat acolo vreo oră am stat. Și am tot măsurat diverse activități. Și la un moment dat îmi iese aproape 100 jocuri de noroc. Și spun, domnule, zic, îmi pare că dacă nu faci jocuri de noroc, zic, domnule, cum să fac eu jocuri de noroc? Zice, mă vezi, domn, serios, cum să fac jocuri de noroc? Zic, nu știu ce să fac, atunci închiriază. Cât aș putea să cer? Nu știu, vreo 1000 și ceva de euro. Ești așa că poate să aibă spațiul respectiv. Nu eram București. Aici zice, nu știu, domnule, mă mai gândesc. M-a sunat peste vreo 3. Știi? Am închiriat spațiul respectiv. Și, zice, îmi spune că cu suma respectivă, variația de 50 de euro, și după care, dar ghiși ce e înăuntru. Și zice, sunt pariuri sportive. Deci, până la urmă, tot acolo s-a ajuns. Pentru că, dacă nu e compatibil, nu se poate. Deci nu rezistă o activitate. O împiedică. Îi, cum să zic eu, dispersează pe oamenii care le stau împotrivă. Și nu poți să mergi cu vântul în față mult. Atunci, activitatea respectivă cade. Deci, în business-ul se măsoară activitatea, compatibilitatea locului cu activitatea.
compatibilitate. Se măsoară ca compatibilitatea unui om cu anumită activitate. Un om poate să fie sau nu cu o activitate. Cu o funcție. Poate să fie compatibil cu un post, postul de conducere sau de răspundere sau... Deci orice om poate să fie compatibil sau nu cu o anumită activitate. Evident că asta se, cum să vă zic eu, se duce peste tot, în orice tip de activitate, dacă un om este sau nu compatibil. Cu a fi preot, cu a fi medic, cu a fi polițist, cu a fi militar, cu orice altă profesie. Asta toate se pot măsura. Morala. Dom'le, în cuplu se poate măsura compatibilitatea, da? Compatibilitatea pe structuri. Între părinți, copii se poate măsura compatibilitatea. Între copiii, între ei se poate măsura compatibilitatea. Poți să măsori compatibilitatea ta cu un animal de companie. Adică dacă este sau nu compatibil un anumit tip de câine. Se poate întâmpla să-ți placă, eu știu, rottweilerii, dar nu toată lumea poate să stăpânească un rottweiler sau un pitbull sau eu știu ce alt câine. Chiar și un micu, eu știu, un chihuahua. Fiecare om trebuie să-și verifice această compatibilitate, pentru că dacă nu e compatibil, animalul respectiv nu va rămâne lângă tine. Poți să-ți măsori compatibilitatea cu o mașină. Da, la toți ne plac Ferrari și Lamborghini și eu știu ce. Dom'le, dar trebuie să fii compatibil cu ea, că degeaba ți-o iei dacă nu poți să o ții și în primul viraj ești în primul pom. Adică și asta e o dovadă de înțelepciune, să văd ce mi se potrivește. Ceea ce ți este compatibil acum, poate să nu-ți mai fie compatibil peste 10 ani. Pentru că dacă o pereche de pantofi sunt compatibile atât acum, azi, și peste 10 ani ai cu 20 de kilograme, e clar că nu-ți mai sunt compatibili pantofii respectivi. Deci compatibilitatea asta nu este un parametru care e bătut în cuie. Da, acum sunt compatibil cu, și peste 10 ani o să fiu compatibil cu același lucru. Nu e adevărat. Sunt lucruri care sunt bătute în cuie, dar sunt lucruri care nu sunt bătute în cuie. Și atunci, când multe ori, trebuie să verific compatibilitatea. Ce să vă mai spun apropo de compatibilitate? Nu știu. Cred că am adins. Mă gândesc să fac totuși și practic să vă arăt cum se măsoară relativ la câteva obiecte. Asta o să fie, la un moment dat, un filmuleț practic de măsurare a compatibilității cu petul sau mai știu eu ce. Și o să-l postez pe... Nu știu, sper să vă fost de folos. Dacă aveți întrebări relativ la compatibilitate, vă răspund cu dragă inimă. Mulțumesc mult! O să aibă!